Salutare, națiune jucătoare, și bine v-am găsit în sfârșit la The Spire! Ultima parte din Karazhan, să vedem ce se întâmplă. Cioc, cioc! Exact! Batem la ușă, să vedem cine răspunde. Tot trei boși. The top of the tower. Find the right portal and bring back Medivh. Oh, goodie. Chiar mă gândeam că vreau să mă joc cu niște portaluri. Tot a fost evenimentul ăla, Tavern Brawl with all the portals. A fost așa un fel de... ghiciți ce o să fie. Papa, cine ăsta? The top of the tower, an irritated ghost. Cine este Aran? Probabil că o să spuneți, a, ești un noob. Cum să nu știi cine este Aran? Nu mi-amintesc cine este Aran. Passive hero power. Both players have spell damage plus 3. Sunt sigur că o să trec foarte repede de acest... De acest last wing, pentru că am o frizură nouă și sunt plin de energie de la asta. Să începem cu Shade of Aran. Și Codrin îmi spune că așteaptă să intre. A spus că vrea să mă vadă să dea spectate. O să încerc tot cu deck-ul meu de Yogg-Saron, pentru că îmi place foarte, foarte mult. Iar luna asta o să încerc să ajung cât mai sus cu el. O să joc rank mai din timp. Luna trecută am reușit să ajung în 4 zile până la rank 5. Deci poate, acolo puțin. Luna asta e luna în care ajung legendary. Mi-ar plăcea foarte mult. Codrin has begun spectating you. Salut, Codrin. Bine ai venit la Jaina se bate cu umbra lui Aran. Opa, am dat de un dominatrix. Tot am văzut un serial cu asta. Mă rog, era House. Nu vă gândiți că m-am uitat la cine știe ce. Era un episod din House cu o tipă, cu un tip care avea o tipă dominatrix după el, care să-l sufoce în timp ce era bolnav. Și am dat spoilere din serial, mă simt bine. No loud music in your tower. Nu spui mie ce să fac. Na, nu vreau să dau nimic, nu dăm. Ținem de spell-uri pentru că vrem un activator pentru spell-uri respective. Ah, mage vs mage, mirror match, ce-mi place mie. Hayline, stai că... Aha, am spell damage plus 3, superb. A, bun. Deci ăsta o să dea 7 damage acum. Pam, sper să n-aibă el niște magic missile. S-ar putea să-mi pară rău dacă va avea el niște magic missile. No magic missiles, please. Shit. Mage secret, ok? Oare ce o fi? Să fie un Mirror Entity? Ok, nu este un Mirror Entity. Să fie un Counter Spell? Nu e nici Counter Spell? Shit, și eu mi-am stricat o grămadă de spelluri. What? Shit. Ok. Ăsta este un secret pe care nu-l știam. Flame Wrath. Un enemy attacks deal 5 de... Serios? 3 mana? Asta este una din cărțile care ți le dă? Presimt un nou secret mage in the making? Adică, serios? 3 mana și dă 5 damage la orice altă unitate care n-a atacat? Asta o să fie foarte dureros pentru decurile agresive, care nu sunt magi. Și vreau să spun foarte, foarte dureros. You know what? Vreau just spell damage to the face. Adică nu văd niciun motiv. N-am înțeles de ce am dat și Arcane Missiles. The dragons have devoured the buffet. Woohoo! Go dragons! Lăsați-ne fără murloci, dă-i încolo. Și așa și se joacă acum Paladin cu Anything Can Happen. Exact. Asta este greșeala. Trebuia să dau și Arcane Missile. Din simplu motiv că era 0 mana. Eu așteptam un Activator și când zic Activator mă refer gen Flamewaker. Ca să poată să dea și ăla damage. Dar, you know what? It's free spells. Deal 10 damage. Holy fucking shit. Să dau 10 damage pe ăsta ar fi așa puțin overkill. Bam! You know what? Just go face! Ăsta este secretul cu toată ala a fi agresiv. Go face! Hit that motherfucking face!
Avian Watcher, if you control a secret. Bam! 7 damage. Ești de aici, nu vreau să te văd. Just go face, brother, just go face. Este la 10 viață, 10 damage, să spun. Așa, revenind la ceea ce vorbeam, că I just get derailed. Încep să vorbesc despre una alta și uit ceea ce voiam să spun. Dacă ăla este una din cărțile care se vor da la sfârșitul de Spire, va fi foarte dureros, mai ales pentru agro decks. Vreau să seama ce înseamnă asta, atac un minion și toți ceilalți minioni sunt morți. Bine măcar că nu mai e, nu mai sunt spell-uri de genul, you know what, I'm gonna do this. Bam. Așa, să sperăm că nu are ceva care să-mi dea mult damage, că sunt la 11 viață. Nu, n-a avut, perfect. No. Go. Die. Nu-mi spune, ice block. Ah. Woohoo! One down, two more to go. Deci chiar sunt curios dacă secretul ăla este una din spell-uri. Medivh's Valet, ok. If you control a secret, deal 3 damage. Just ăla arată așa acolo. Spirit Claws has plus to attack while you have spell damage. Serios? Deci au dat armă de mag? Doamne, deci acum toată lumea în curând în Hearthstone tot o să aibă arme. Cine nu mai are armă? Stai să mă gândesc. Paladinii au, rogu au, warrior-ul clar are, warlock-ul nu are armă încă, da, nu mă înșel, warlock-ul nu are armă încă, dar stați, mai avem doi boși, deci se poate. Super, Nether Spite, give your hero plus 3 attack this turn. A warrior, you say? I'm just gonna go with Jaina. Yes, I know, I have a problem, am o problemă, îmi plac magii, îmi place magul. Dar deck-ul ăsta mi se pare extrem de fun, deci... Cred că motivul pentru care n-am încercat foarte mult să ajung Legendary ever este că mă plictiseam foarte repede la un moment dat de deck-urile care jucam. În schimb, deck-ul ăsta mi se pare atât de distractiv, este atât de random, atât de random, se ajunge să-ți faci și nervi, dar e foarte, foarte distractiv să-l joci. Opa, două portaluri, two boobs, unul e roșu, unul e albastru. The character in the red beam has wind fury, bun. The character in the blue beam only takes one damage at a time. Decisions, dar am o mana, nu am ce să fac momentan. Am înțeles, băiatul ăsta este invulnerabil cât timp are astea de o parte și de alta. Vreau Wind Fury, vreau ăsta să nu poată să-și ia mult damage. Întrebare pentru fan, știe cineva cine e Prinț Malchezar? Dacă ții bine minte, era chiar bossul din Karazhan, ultimul boss din Karazhan. Și era un Eredar Lord. Nu știu exact să spun când a apărut sau unde a apărut. Lăsați în comentarii răspunsul. Exact, te vezi? A întrebat Codrin. Și eu vă încurajez, dacă voi știți exact cine este Malchezar, băgați un coment, chiar sunt curios și eu de unde a apărut, am citit foarte mult lore de The Warcraft, dar chiar nu mi-amintesc, de Malchezar. Chiar nu mi-amintesc să exact cine a apărut. Știu că Eredar Lordii care au început totul au fost trei. Velen, Archimand și... what's his face? Cel roșu, Kil'jaeden, doamne, ce-mi scăpa numele lui, eram așa, era mental block. Și Kil'jaeden și cu Archimond s-au lăsat corupți de Sargeras și au devenit parte din The Burning Legion, pe când Velen a avut un vis după ce au avut întâlnirea ei cu Sargeras și a văzut cum o să ajungă iubiții lui Eredar și a vrut să-i oprească, să le spună că nu e ok, dar ăștia erau atât de corupți încât n-au mai ținut cont de nimic. Nu ne-a mai interesat. Ei tot ce vedeau putere, au crezut că Velen vrea să-i oprească din a avea puterea aia și s-au lăsat corupți. Dar Malchezar, nu știu să spun când a intrat. Probabil că este... Nu mai țin minte dacă apărea în cărți. În cartea care chiar explica și arăta cum a fugit Velen și cu Drenai de pe Argos. Foarte prost am jucat la faza asta. Vedeți, încercam să mă gândesc la lor și am uitat să-l scot și pe al doilea Flamewaker. A fost o greșeală. Puteam să-l scot pe al doilea Flamewaker. Să fac asta acum aici.
Trebuia să joc fix invers, ăsta are Wind Fury, ok. Ăsta la 9 HP, cred că o să-l bagi pe ăsta destul de ușor. Nu mai țin dacă Malkezar nu cumva era un sublocotenent sau un tip foarte drag lor, mă rog, foarte umil. Probabil că asta era. Dar dacă știți cine este Malkezar, comment below. Și revenind la... La secretul ăla, mi-am pus cuvintele. How sick is that? De serios. Dați un comment dacă vi se pare o carte ok. Mie mi se pare puțin overpowered secretul ăla. 3 mana pentru 5 damage la toate creaturile mai puține aia care atacă. Mă rog, adică nu e bun în toate cazurile. Probabil că nu este grozav versus un deck de control, pentru că în general nu au extrem de multe creaturi și se bazează pe câteva care sunt puternice. Dar pentru un deck de versus deck-uri de agro, like holy shit. Mori, die motherfucker, și nu te-a nu de ce nu a pus-o în partea aia, să aibă Wind Fury. Ce mi-a dat? Nether Spite Historian, if you're holding a dragon, discover a dragon. Băi, deci v-am spus, am spus într-unul din meciuri că presimt dragon decks care vin la putere. Sau că o să apară câteva dragon decks. If you're holding a dragon, destroy enemy minion with 3 or less attack. Presimt că apar iară dragon decks. Deci serios. O zis mana pool. Nu am fost pe fază. Sorry, Codrin, nu am văzut. Eram atent la ceea ce vorbeam. Ei, asta e un fel de Black Eyed Peas. Let's get it started in here. And the bass keeps running, running and running, running and running, running and running, running and running, running. Simt că am nevoie de bas pe fundal ca să fac efect. The fuck is Nazra? Strong portal. Fight the orc so I can try again. Ah, super. Deci nu e doar un boss, e mai mult. Jaina versus Nazra. Dar eu n-am nimic. E o femeie orc care vrea să conducă ceva. Women empowerment. Women power. Woo! You know, girl power, something, I don't know. Încerc și eu. Poate așa mă înțeleg cu ea. Apparently not. Nici măcar nu mă bagă în seamă. Are 15 HP. Come on, serios. Deci asta este o veritabilă catfight. Ah, deci pentru Morose e așa, știi? Ah, omoară și după asta, e insignificant așa. Dar, bine, asta este, gândește, ea vrea să controleze planeta, adică she's kinda asking for it. Kinda. The Horde summon a 3-2 orc. Am deschis portal către Draenor, aparent. Stai puțin, are armă, 3-1. Dacă îl scot pe ăsta... Dacă scot pe ăsta, mi-l omoară din start. But, you know what? I am a aggressive deck, so I'm going to play aggressively. Îl omoară, dar și a 3 damage. Am multe spell-uri în mână, ceea ce înseamnă că ăia 12 HP se pot topi așa foarte ușor. Ia uite cum au venit fireball-urile, doar să ajung să am destul o mana. Cred că nici nu mă deranjez să-i distrug orcul ăsta, deci sincer. I'm just gonna fucking go face. Sincer, deci nu înțeleg de ce m-aș deranja să-i distrug minionia. Asta e soția lui Durotan sau e orcul om care îl omoară pe regele Alianței în film? Nu. Soția lui Durotan, pe soția lui Durotan o chema altfel. Și tipa pe care îl omoară... Tipa care îl omoară pe regele oamenilor o cheamă Garona, e un half-orc. This is Nazra Wildaxe, nu e niciuna din ele. Ce ziceam? Da, eram pe punctul de a-i da un fireball în bot. Și ca să nu fiu, o să-i spun... Aia e Garona și soția lui Durotan e Draca. Ne-am amintit numele ei, o cheamă Draca, yes! High five for wow lore, careva, ha? Bro fist for for wow lore. Doamne, nu mai știu să vorbesc. This was simple. Bine. Excellent. Ok, mi-era frică de asta. Deci, practic, tot ce am pierdut, rămâne pierdut. Party! Salutare! Mă, deci după...
Ce drăguț ești. După ce îmi pana mea că am trecut prin 3 etaje ca să ajung la tine, mai și dai comenzi. Poate să-mi spună cineva? Opa, s-a blocat webcam-ul. Am revenit! Am avut niște dificultăți cu webcam-ul, îmi cer scuze pentru pauza aia. After you cast a spell, summon a random minion that of that cost. Lose one durability. Am înțeles. I'm gonna do this. Și pe fiul lui Deathwing în persoană. What? Fiul lui Deathwing în persoană. Cine este? Nu, nu, dacă te referi la Mediv, nu este fiul lui Deathwing. Cred că e fiul lui Deathwing. Demonic Presence. Draw two card game. Come on. What the fuck? Serios? Serios? 3 mana, draw 2 cards, gain 10 armor? Fuck you, dudes. Like, seriously now. 8-9-ul ăsta nu-mi place. Like, honestly. Shit, nu aș vrea să stric fireball-uri pe el. Fuck, deci dacă... Damn it, ok, trebuie să fac asta, n-am ce să fac. Mi s-a stricat Atieșul. Nu, nu mai am Atieș. Damn it. Malcazar alone, but the legions I command. Ia auziți. Comentați acum care credeți că ăsta este fiul lui Deathwing sau dacă știți că este fiul. Eu știam că Deathwing e dragon. E unul din aspecte, este Neltharion, the Earth Warder, care a nebunit din cauza la The Old Gods, adică, you know, C'thun and Yogg-Saron and all the other nice fellows. Și Prinț Malcazar știam că este un Eredar Demon, care n-ar trebui să aibă nicio treabă cu, you know, Deathwing. Be gone! Zoom! High fireball direct! Un! 14! Oh, stați, stați, că e cu Skepsis! A învățat și el să dea în față. He wants to go face as well. Băi, Malcazar, nu știu ce să spun. Nu te-au învățat părinții tăi că you never fucking hit a woman? În femei nu se dă... În femei nu se dă nici măcar cu o floare. Codrin, nu cred că e Demon Hunter, e Eredar Lord. Eredarii sunt foștii Drenai. Drenaii care au fost corupți de către legiune și au devenit Eredar Lord, și au devenit Demon Lords și au luat numele de Eredar Lord. Ok, dacă îi las pe ăștia doi în viață, este foarte posibil să mor eu. Așa că tare nu aș vrea. O să-mi sacrific un de-ăsta, din păcate. Mă mănâncă într-un fel să-l sacrific și pe ăsta la altul. Că cine știe ce spell-uri mai vin, dar totuși o să fac așa. Pentru că Raghi o să mai trag încă o dată, unde dai. În el, super, mai are 7 HP. Hai cu fireball-ul, vai ce prost a fost. Deci a dat în Ragnaros. Nu? Ragnaros a dat? Ragnaros a dat și el oricum murea, gen. Ok, good enough și ăsta. Pa, pa, Malcazar. Bye-bye now. Mi-a părut bine să te cunosc. Nu-l mai lua pe Medivh cu tine data asta. Te rog frumos, lasă-l aici. Haideți să vedem ce cărți primim, pentru că asta este important. Malcazar Zimp. Whenever you discard a card, draw a card. Ok, ăsta este bun pentru Warlock în combinație cu, you know, cum zice acum, doamne ce scapă, Soul Fire, Soul Burn ăla de dă 4 damage și dai discard la o carte. Iron Forge Portal, gain 4 armor, summon a random 4 cost minion. The Warrior, deci asta chiar e pe bune, care au băgat-o și în Tavern Brawl.
și alte cărți. De secretul ăla era special doar pentru ei, cred. Or is it? Violet Illusionist. During your turn, your hero is immune. Interesting. Ok. Malchezar, ăsta mi se pare foarte puternic. When the game starts, add 5 extra legendaries to your minion deck. 5 mana, 5-6, deja este o carte bună. Faci și challenge class-urile. Da, Codrin, o să le fac, dar o să fie înregistrări separate. 5 mana, 5-6 e o carte bună deja. Îți mai dă și 5 legendari. Mă scuzați. Bine, îți diluează puțin structura deck-ului, adică te gândești că nu mai tragi toate răspunsurile care le-ai trage în mod normal, dar totuși, seriously, probabil nu se va, nu se joace într-un deck de agro, dar se va juca în deck-uri de control. Battlecry, equip ATH Great Staff of the Guardian. Și Medivh pare foarte interesant. Rogue and Druid. Ok, deci astea au toate cărțile. Dar parcă zicea că ne dă mai multe cărți. You didn't. I can't believe the party started on time. Could you come back next week? It's Medivh's birthday. It's Medivh's birthday. I need the backup. I need backup. Băi, cred că mi-a ajuns de Karazhan momentan. De fapt, bine, o să facem eroicele normal. Ceam. Ok, bun. Cam asta a fost. Mă așteptam la mai multe cărți, parcă ziceam mai multe cărți. Deci, din păcate, acel secret nu este o carte care să o dea. M-aș fi așteptat la asta. Bun, să vă arăt încă o dată. Bine, v-am mai arătat deck-ul și la ultima înregistrare, dar poate nu sunt, sunt oameni. Sunt oameni care nu s-au uitat la ultima înregistrare, așa că iată deck-ul pe care îl joc. Asta voiam să spun. Este un Tempo Mage cu Yogg-Saron. Codrin mă întreabă, ai terminat filmarea? Arăt deck-ul acum. Avem toate spell-urile pe care le-ai vrea și nu le-ai vrea. Bineînțeles, niște plus spell damage care să potențeze acele spell-uri. Sources Apprentice care să le reducă costul. Puțin card draw. Flame Wakery pentru că sunt activators. De fapt, spell-urile sunt activators pentru ei. Mai multe spell-uri, Barnes pentru că îți dă toate, îți dă numai cărți bune în deck-ul ăsta. Singura carte proastă care poate să-ți o copieze este Yogg-Saron, care nu face nimic decât că este un minion de 1-1. Restul toate îți dau ceva, fie el spell damage, Flame Waker care dă damage, Ragnaros de 1-1 care dă 8 damage și alte chestii. Mai multe spell-uri, Azure Drake, Firelands Portal, Great Comeback Mechanic, Flame Strike pentru deck-urile alea stresante de agro cu care te vei bate. Și Yogg-Saron, care să facă party up in here cu 15.000 de spell-uri care fie te vor ajuta, fie nu, deși de cele mai multe ori am văzut că te ajută. Bun, cam ăsta a fost deck-ul, ăsta a fost Karazhan-ul. Ne revedem la eroice și de asemenea la class quest și bineînțeles o să pun, în momentul când o să ajung pe la ladder, la, nu știu, rank 6, 5, ceva de genul, 7, 6, 5, o să încep să pun și rank matches, așa că până data viitoare națiunea se joacă, iar dacă v-a plăcut, dați un like, un share sau puteți să vă alăturați națiunii acum cu un subscribe ca să vedeți și mai multe clipuri. Eu vă salut, până data viitoare națiunea se joacă, salutare oameni buni!